Salut! Pentru această duminică m-am gândit să dezbat un pic versetul din 1 Ioan cu 3, deci 1 Ioan, capitolul 3, versetul 18, care spune astfel: copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Acum, cum văd eu acest verset, să vă spun așa, pentru această duminică, sunt mulți oameni care, să spun așa, dintre pocăiți, care e mai ușor să povestească, te oprești pe drum, îți povestești cât zic, cât așa mai departe. Dar, din păcate, doar la povești. Ei să mulțumesc doar cu poveștile, știți? Vai, frate, ce te iubesc! Să ne iubim unii pe alții, cum ne-a iubit și Domnul, dar când ajungi să mergi la o rugăciune, deci nu, la o rugăminte la ea, deci frate sau domnule, uite, nu mă duci până undeva sau nu poți să-mi dai ceva, ce, a, păi n-am timp, n-am vreme, sunt foarte ocupat și tot felul de motive de astea care până la urmă nu și-au rostul, pentru că ca și acest verset copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu faptele și cu adevărul. Adică uneori este nevoie și de fapte. Nu pot să am eu pretenții de la cineva, să-i povestesc, să-i zic, și când dacă are nevoie de un ajutor, de exemplu, eu să-i întorc spatele, să zic, păi n-am timp, n-am vreme, știi, că după aia, asta e o, și chiar și pentru mine e o potignire. E o potignire când, de exemplu, văd pe cineva că vine, îmi predică, mă învață, că până la urmă spune și în alt loc în Biblie că învățătorul să țină de învățătura lui. Deci el ca învățător trebuie să fie un exemplu pentru mine asta de jos, cum ar veni, păcătosul ăsta și așa mai departe, că el nu, să crede mai sfânt un pic. Și de asta zic că acum eu nu știu nici eu chiar așa bine, da? Zic că dacă un om în general, tu, ăsta care te uiți acum la ce vorbesc eu aici, dacă nu mai povestești la om, doar îi spui ce trebuie, cum trebuie și așa mai departe, că așa, și tu nu faci, practic e egal cu zero. Părerea mea. Pentru că am observat la biserică, în general la pocăiți, la pocăiți, la așa, eu mai mult am umblat la Pentecostal aici la noi în sat și unde am mai umblat, doar poveștile, toți, așa se pricep la povești, e cei mai buni, deci la teorie, sunt cei mai buni la teorie, la practică, practica lasă de dorit. Că aici de aia scrie că Cicu să copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Deci este nevoie și de fapte. Și mie în general îmi plac oamenii care au și fapte. Și poveștile, cum spun eu, adică trebuie să propovăduiești Biblia, să le zici, da? E nevoie și de fapte. Este nevoie și de fapte. Faptele de pocăință, adică acum cunoscătorii știu despre ce e vorba. Faptele de pocăință, adică schimbarea aia în bine, să nu mai faci rău și să faci binele. Dar dacă îi spui la unul cum trebuie să facă și tu nu faci, ești o, nu știu cum să spun, o dezamăgire pentru omul ăla. Pentru că tu trebuie să fii un exemplu. Cel puțin eu așa văd treaba asta. Dacă tu vrei să înveți pe cineva, păi tu trebuie să fii un exemplu în fața lui, ca el să nu se potignească în tine. Că dacă el se potignește în tine,
faci mai mult rău. Deci mai bine taci din gură și du-te, predică în biserică, spune-le acolo la toată lumea și că ieși afară, mergem la vorba aia, fă ce zice popa, nu ce face popa. Și așa e cel mai simplu, mergi în biserică, predici, le zici la toată lumea, când ești afară, nu mai ești sfântul ăla din biserică, care dai tu lecții la alții, cum trebuie făcut, ce trebuie făcut și tu ești departe de ce pretenții ai tu de la alții. Acum, Domnul să aibă milă de toată lumea și în general, când dați sfaturi la alții, încercați să le țineți voi mai întâi. Că așa e, eu cred că așa e corect. Mai întâi, dacă eu dau sfat la cineva, apoi să fiu eu primul care face. Și după aia să am pretenții de la ăsta cel picat jos să pocăiască, să facă binele, să mai facă rău, să, și așa mai departe. Sunt multe, multe care, na. Asta, deci, e o părere personală, așa văd eu lucrurile. Acum, v-am mai spus, unde credeți că am greșit sau exagerez, să-mi spuneți, că nu mă pot și eu corecta. Na. Multă sănătate!